Există peste 4700 de asteroizi care sunt la o distanță periculos de mică față de Pământ. Planeta noastră e o țintă ușoară pentru ei și în orice moment unul ar putea să intre în orbita Pământului, ceea ce ar duce la o catastrofă. Dar planeta noastră nu este amenințată doar de o coliziune. Raze cosmice, explozii solare sau chiar explozia altor stele ne-ar putea distruge instant. Astăzi vom afla dacă vreuna dintre aceste catastrofe este într-adevăr pe cale să se întâmple. Extinția Permian-Triasic, pe care cercetătorii o numesc cel mai mare dezastru din toate timpurile. Fenomenul Tunguska sau explozia de la Tunguska a distrus toate formele de viață pe o rază de 30 de kilometri. Meteoritul de la Chelyabinsk. În urma impactului, 1615 persoane au fost rănite. Deci ce au în comun toate aceste evenimente? Cercetătorii cred că toate au fost cauzate de căderea corpurilor cerești. În fiecare an se descoperă noi urme ale acestor bombe spațiale. Nivelul amenințării este atât de mare încât în 1998 NASA a înființat programul de observare a obiectelor din apropierea Pământului. Rezultatele observațiilor sunt îngrijorătoare. În ianuarie 2020 existau 2044 de corpuri cerești care reprezintă un pericol și lista este în continuă creștere. Pe primul loc este asteroidul numit 1950 DA, un conglomerat imens de pietre cu un diametru de aproximativ 1,3 km și o greutate de aproape 4 milioane de tone. Dacă acest obiect ar lovi Pământul, forța impactului ar fi mai mare decât cea a tuturor bombelor care există pe planetă dacă acestea ar exploda toate odată. Dar și mai înspăimântător este faptul că în anul 2032 orbita asteroidului 1950 DA îl va aduce pe acesta destul de aproape de Pământ, la o distanță de 11,3 milioane de kilometri, iar în anul 2187 va fi la o distanță de 5,2 milioane de kilometri. În anul 2088 există o șansă de 1 la 8300 ca acest asteroid să lovească planeta noastră. În timp ce încercăm să calculăm în procente care sunt șansele ca acest dezastru să se întâmple, cercetătorii deja calculează posibilele daune. Specialiști de la Universitatea din California au făcut o simulare a efectelor unei coliziuni cu 1950 DA. Rezultatele studiului ne duc cu gândul la un film post-apocaliptic. Dacă presupunem că asteroidul o să cadă în Oceanul Atlantic, acesta va produce un val cu o înălțime de 122 de metri. Imaginați-vă o clădire de 30 de etaje și gândiți-vă că acest val va fi și mai înalt și în doar 2 ore va lovi coasta de est a Americii. Orașe întregi vor fi rase de pe fața Pământului de această masă enormă de apă. După 8 ore, un val cu o înălțime de 10-15 metri va lovi Europa. Irlanda va avea cel mai mult de suferit, valurile acolo ajungând chiar la 20 de metri înălțime. Este greu de acceptat faptul că o astfel de catastrofă deja amenință Pământul chiar în acest mileniu. Un alt obiect periculos care îi îngrijorează pe astronomi este Apophis. Imediat după ce a fost descoperit în 2004, acest asteroid a primit nota 4 din 10 pe scara Torino, care este o metodă de clasificare a pericolului de impact asociat obiectelor apropiate de Pământ. Asta înseamnă că există o șansă de peste 1% ca acest asteroid să lovească Pământul provocând o catastrofă. Dacă v-ați speriat, liniștiți-vă! În anul 2006, nivelul amenințării a fost redus la zero, dar o probabilitate ca Apophis să lovească Pământul încă există. În 2029 va fi foarte aproape de planeta noastră, la doar 31.000 de kilometri. Asta înseamnă că va fi atât de aproape încât îl putem vedea cu ochiul liber. Trebuie adăugat că distanța la care Apophis va trece față de Pământ a fost calculată cu o marjă de eroare. Deci v-aș sfătui să încercați să găsiți un bunker antiatomic. Unii spun că nu ar trebui să ne temem de acești asteroizi, deoarece șansele ca ei să lovească Pământul sunt extrem de mici. Într-adevăr, asta este valabil pentru majoritatea pietrelor din spațiu, dar nu pentru toate. De exemplu, în 2095, un corp ceresc numit 2010 RF-12 ar putea lovi Pământul. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt 1 la 20.
Cu toate că 2010 RF-12 nu este atât de mare cum sunt alți asteroizi, are totuși o masă estimată de 500 de tone, iar asta ar produce o energie de 9 kilotone în momentul impactului. Asta înseamnă că va fi cu 40% mai puțin distrugător decât bomba atomică Little Boy, care a distrus orașul japonez Hiroshima în 1945. Dacă nici unul dintre acești asteroizi nu vă sperie, ei bine, universul are arme și mai înfricoșătoare cu care ne poate distruge. Ce ziceți de o cometă? Să ne imaginăm care ar fi consecințele unei astfel de coliziuni. O masă enormă de gheață cu un diametru de până la 26 de kilometri care călătorește cu o viteză de 60 de kilometri pe secundă. Știți cum au dispărut dinozaurii? Această explozie ar fi fost de 300 de ori mai puternică decât cea de atunci. Orașe întregi sau chiar țări ar fi distruse de cutremure și tsunami. Dar asta nu e tot. O cometă nu este compusă doar din gheață, ea are și o coadă lungă formată din mii de particule. Dacă aceasta trece la o distanță destul de mare de Pământ, aceste particule, chiar dacă pătrund în atmosfera Pământului, vor arde înainte să lovească suprafața planetei. Acest fenomen se numește ploaie de meteoriți. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă întreaga cometă ar pătrunde în atmosferă. Atunci și numărul de meteoriți ar crește foarte mult. Unii dintre aceștia ar putea lovi simultan diferite zone ale planetei și nordești de praf ar bloca majoritatea razelor soarelui pentru o perioadă foarte lungă. Omenirea ar avea de-a face cu schimbări climatice devastatoare, ceea ce ar putea să aducă sfârșitul civilizației noastre. Înspăimântător, nu-i așa? Ei bine, cometa pe care am descris-o chiar există și se numește Swift Turtle. Este o cometă cu adevărat uriașă, iar șansele ca ea să lovească Pământul chiar există. Cercetătorii prezic că această ciocnire catastrofală va avea loc în anul 4479. Cometa aceasta se va apropia la o distanță de aproximativ 4 milioane de kilometri. În termeni cosmici, asta înseamnă foarte aproape. În plus, astronomii spun că nu pot prezice exact traiectoria cometei și susțin că există o șansă de 1 la 500.000 ca omenirea să nu supraviețuiască anului 4479. Dar să terminăm cu acești bolovani, până și steaua care ne dă căldură ar putea să ne aducă sfârșitul. Dacă te uiți la soare de pe Pământ, acesta pare a fi un disc luminos uniform. De fapt, explozii puternice de plasmă au loc constant la suprafața stelei. În orice moment ar putea avea loc o explozie mai puternică și un nor de plasmă cu un câmp magnetic propriu ar fi lansat către planeta noastră. În contact cu câmpul magnetic al Pământului, aceste emisii creează furtuni geomagnetice puternice. Asta s-a întâmplat în anul 1859. Rețelele de telegraf nu au funcționat pentru câteva zile în Europa și America de Nord. Aurora polară, care de obicei poate fi observată doar aproape de polii Pământului, s-a putut vedea atunci chiar și în Cuba. Vă imaginați ce haos ar provoca o astfel de catastrofă dacă s-ar întâmpla în zilele noastre? Rețelele mobile și internetul ar înceta să funcționeze peste tot în lume. Turnurile de control aerian nu ar mai putea comunica cu piloții. Operatorii din centralele nucleare nu au reușit să mai controleze reactoarele. Și să nu uităm, furtunile magnetice ne afectează și nouă sănătatea. Este foarte greu să te protejezi de radiații puternice. O poți face doar dacă te ascunzi într-un bunker. Alte stele pot face ravagii și mai mari. La sfârșitul lor, multe dintre ele strălucesc mult mai puternic. Acest fenomen se numește supernova, iar când o stea explodează, emite o cantitate uriașă de radiații. În mare parte, radiații gamma, care fac rău tuturor organismelor vii. Există o teorie care susține că acum 450 de milioane de ani, Pământul a fost afectat de o astfel de explozie, iar stratul de ozon a fost redus aproape complet de radiațiile gamma. Atunci, toată planeta s-a transformat într-un salon de bronzat uriaș, iar radiațiile ultraviolete puternice au ajuns fără nicio barieră pe suprafața planetei. Din nefericire, să te bronzezi așa nu e bine pentru toată lumea. Aproximativ 85% dintre speciile marine au dispărut. Această catastrofă poartă numele de extinția Ordovician-Silurian. Ar putea să se întâmple asta din nou? Probabil că da. Și mai grav este că s-ar putea întâmpla în curând. Chiar acum, la o distanță de 650 de ani lumină, steaua Betelgeuse își trăiește ultimele zile.
când va exploda, ar putea străluci mai puternic decât Luna. Dar v-ați dori să vedeți această strălucire minunată însoțită de radiații periculoase? Eu v-aș sfătui să nu o faceți. Într-adevăr, cercetătorii spun că radiațiile unei supernove ar ajunge la noi abia peste milioane de ani, dar aceste amenințări cosmice nu ascultă de cercetători. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!